Bună seara! Mulțumesc! Îmi bate inima foarte tare și stăteam să mă întreb, oare pentru că am văzut-o pe Mirela după atâta timp, oare pentru că mi-a adus aminte de pro? De fapt, mi-am uitat ideile acasă pe care le-am scris pe... Ești în direct? Gata, nu se mai poate. Mi s-a întâmplat asta de nori, într-adevăr, în televiziune. A fost o perioadă din care am învățat foarte mult și o perioadă de hipnoză în viața mea, din care m-am trezit în anul 2009. În anul 2009 am început să văd lucrurile diferit. Dacă mă uit în urmă, nu știu exact din ce a pornit acest proces de schimbare a mea, dar mă bucur că s-a întâmplat, probabil din cunoaștere. Sunt o fire curioasă, ador să citesc, ador să vizionez documentare și m-am amuzat foarte mult când aplic ceea ce citesc. Mie îmi place să aplic în primul rând și să mă joc cu toate ideile noi și încet, încet am început să mă descoper pe mine și mi-am dat seama că televiziunea nu este locul cel mai potrivit. Și am făcut o schimbare de 180 de grade, iar confirmarea că ceea ce fac este bine a venit din toate descurajările pe care le-am primit în momentul în care am decis că am să fac clar altceva. Și am spus, dacă oamenii aceștia, când eu cred că sunt pe drumul meu, îmi spun că nu sunt pe drumul meu, sigur sunt pe drumul meu. Asta a fost pentru mine ca o confirmare. Și eu am venit în această seară cu o idee. Poate părea complexă, dar e simplă. Și am să o rostesc. Pentru că pe mine m-a pătruns foarte, foarte mult mesajul ei și eu mă raportez la ea de foarte multe ori. Iar această idee este următoarea și vă rog să fiți foarte, foarte atenți. Sau să o notați și să o citiți acasă. Pentru că nu o să mai știți să o rostiți când plecați. Eu tot timpul o citesc înainte de conferință pentru că, deși eu știu foarte bine, tot timpul o uit. Neobținând ceea ce au vrut, deci neobținând ceea ce au vrut, s-au prefăcut că au vrut ceea ce au obținut. Nu știu dacă e grea sau ușoară, o mai spun o dată, neobținând ceea ce au vrut, s-au prefăcut că au vrut ceea ce au obținut. Lucrez de 7 ani și jumătate, cu sute de oameni în multe țări împreună cu colegii mei și pot să vă spun că, spre deosebire de alte țări, noi românii suntem maestri în arta renunțării. Eu nici într-o țară nu am văzut ce se întâmplă aici la noi și în momentul să ne trezim. Credeți-mă că a renunța la ceva, la un vis, la orice, este mult mai dureros, mai grav și cu consecințe mult mai dezastruoase pe termen lung decât să ai un eșec mergând pe direcția aceea. Și în afară de experiența directă pe care am avut-o cu alți oameni, pot să vă spun că noi avem chiar și scenarii pentru eșecuri. Deci e clar că avem potențial foarte mult și multă imaginație, dar ne orientăm energia în direcții atât de prostești, de n-am pomenit așa ceva. Ca o completare la ideea de mai devreme, chiar Răzvan a făcut astăzi o postare pe online și l-am întrebat, unde ai găsit citatul acesta? Completează perfect ideea mea. Am găsit un citat foarte frumos care spune așa, că mintea va înlocui întotdeauna ceea ce inima nu poate să șteargă. Și întotdeauna veți găsi oportunități să faceți compromisuri și să renunțați la voi. Eu nu am vrut să fac asta. Mi-a plăcut foarte mult prima prezentare legată de mentalitatea fixă și mentalitatea în creștere. Mi-am dat seama că am o mentalitate în creștere, nu știu cum am ajuns să o am, probabil că mi s-a întâmplat. Sau așa am crescut, formându-mă în sensul acesta și mă bucur foarte, foarte mult. Și a face o schimbare, cum a fost cea pe care am făcut-o eu, care a fost o schimbare în două planuri, nu este un lucru ușor deloc. Eu n-am venit acum să vă spun povestea mea, ci doar amintind câteva etape din transeul meu, să vă dau oportunitatea, poate să vă luați curaj pentru lucrurile pe care nu le faceți și le doriți, sau să aveți încredere într-o schimbare de direcție dacă la un moment dat o simțiți
ca fiind necesară, nu dacă trebuie. Dacă ceva trebuie, nu trebuie. Da? Să știți asta. Dacă ceva trebuie, e pentru că nu trebuie. Ori faci lucrurile cu toată ființa ta, pentru că ceea ce se întâmplă în lumea materială, mi-a plăcut foarte mult speech-ul Luanei, ceea ce se întâmplă în lumea materială este o extensie a circului ambulant pe care îl porți în interiorul tău de-a lungul vremii. Dacă ți-e rău, nu ești bine pe dinăuntru. Ne-am obișnuit să dăm vina pe alții, să găsim tot timpul obiecții și scuze în afară, să știți că totul depinde de noi. Acum poate nu sunteți în cea mai bună perioadă existenței neapărat, nu este o vină asta. Este întotdeauna o convulsie care are loc în interiorul nostru, o criză este o oportunitate pentru schimbare. Ele de fapt de aceea apar, să evoluăm. Și, cum vă spuneam, schimbarea pe care am făcut-o a fost în două planuri, pentru că, în primul rând, a trebuit să renunț la mentalitatea de angajat și n-a fost simplu, pentru că, slavă Domnului, am avut oportunitatea de a fi angajați apreciați. Și nu era un chin să fii neapărat angajat, erau mari sacrificii pe care le făceam legate de viața noastră privată, pe care nu o aveam, fiindcă nu aveam timp. Iar al doilea plan a fost legat de faptul că a trebuit să învăț altceva. A trebuit să învăț să conduc oameni liberi. Nu oameni care au o fișă a postului, nu oameni care trebuie să facă ceea ce le spun eu, să nu trăiți condiționat. Dacă aveți o fișă a postului, asta este deja o condiționare. Să vă gândiți întotdeauna să abordați oportunități în afara spațiului în care cineva vă arată direcția și doar atât. Mi-am numit tema profesia, o extensie a valorilor tale, pentru că până nu o să fiți în acord, sau nu o să fim, și eu mai învăț, în acord cu sistemul nostru pur de valori, nimic nu se va schimba în jurul nostru. Este atât de frumos ceea ce s-a sublinat aici, faptul că nu mai trăim într-o eră în care fiecare e cu treaba lui, ci pur și simplu suntem un corp comun și creșterea la nivel de conștiință a fiecărui om în parte depinde nu doar de eforturile sale, ci de eforturile celui de lângă el uneori, care crește media conștiinței la nivel mondial. Eu sunt o tipă foarte studioasă și, așa cum ați aflat, sunt licențiată în politici bancare, ador economia globală, din perspectiva în care mă uit la statistici ca la niște imagini de ansamblu pe care le putem schimba. Întotdeauna mi-au plăcut misiunile umanitare și genul de fenomene care pot schimba lumea și probabil de aceea am și făcut schimbarea pe care am făcut-o. Și legat de acest subiect, vreau să vă spun că în interiorul meu s-au produs transformări fantastice, înțelegând felul în care funcționează lumea, de fapt. Am pornit de la niște discipline absolut, nici nu știu cum să le numesc, insipide. Mulți n-ar putea citi economie din pricina faptului că nu e savuroasă deloc și nu e. Dar dacă vezi povestea din spatele cifrelor, întotdeauna e interesant. Să știți că trăim într-o lume cu paradoxuri economice, anormală. Iar această lume, în care o treime din mâncarea lumii este irosită și un miliard de locuitori ai planetei suferă de înfometare astăzi și în fiecare oră 300 de mii de copii mor din cauza malnutriției, este imaginea competenței sau incompetenței noastre, nu în general la nivel de politici sau la nivel de sistem, ci a incompetenței individuale, a ceea ce face fiecare cu viața lui, de când s-a trezit și până când s-a culcat. Și ce mi-am dorit eu să transmit astăzi ca mesaj este să încercați, nu trebuie să devină o practică, numai dacă vă place, la mine a devenit, să vă observați. De când vă treziți dimineața și până vă culcați seara, să vedeți dacă tot ceea ce faceți, atunci când vă hrăniți, atunci când petreceți timp cu cineva, atunci când mergeți la serviciu ca să faceți ceva, este sau nu este în acord cu valorile voastre. Eu m-am ridicat mâna mai devreme la cine și-a definit misiunea. Eu cred că o știu. Vreau să cunosc, să mă cunosc pe mine, să mă descoper și prin ceea ce descoper să contribui în această lume. Eu n-aș putea trăi liniștită, vă spun sincer, dacă aș ști că
tot ceea ce fac în viața de zi cu zi nu aduce un plus de bine pe această lume. Mă bucur că ați venit aici, pentru că mesajul este pentru cei care au venit. Întotdeauna așa se leagă lucrurile, nimic nu e întâmplător, chiar eram curioasă câți o să fim. Fiecare de aici a avut câte ceva de transmis. Eu nu cred în... cum să le numesc, în victorii individuale, cred în victorii colective. Și eu nu am venit aici doar ca să vorbesc, eu am venit aici să învăț, am venit aici să mă conectez de oameni, am venit aici să mă conectez de mesajul lor, ca să înțeleg mai bine ce e în interiorul lor. Sunt foarte fericită cu tot ceea ce fac, sunt foarte fericită că am fost invitată și vreau să mulțumesc organizatorilor, e prima invitație și m-am străduit să o onorez. Sper să ne vedem cât de curând, timpul meu a expirat. Foarte mult să vă căutați în interior și întrebați-vă în fiecare zi dacă fiecare act pe care l-ați făcut, respirând aerul pe care îl respirați, a adus o contribuție în această lume sau dimpotrivă a îngropat o parte din ea. O seară frumoasă, mulțumesc!